Noroc, e puraj de soare. Vreau să vă rog un lucru, să pregătiți undița, cruciocul de jernișoare să mă ocup eu, pentru că azi mergem la pescuit. Dar ce fel de pescuit, Andrei? La pescuit de baleni în capul lui Andrian Candu. Haidem! Mai în scurt, rebeatușchi, eu încă de anul trecut o leacă am a**it atunci când Igor Dodon, candidat la funcția de președinte în stat, a zis următoarea catletă. În perioada când doamna Maia Sandu a fost ministrul educației, în premieră, în anii 2012-2015, au fost înregistrate peste 400 de cazuri de suicid și tentative de suicid la copii. Eu m-am înșerbântat, societatea civilă s-a înșerbântat, Facebook s-a înșerbântat, Luba Ceban, specialist în prevenirea suicidului, a scris mesaj public lui Dodon în care i-a explicat câți copii de fapt mor anual în Republica Moldova și cum de fapt nu există niciodată o singură cauză pentru comiterea acestei acțiuni. Eu personal m-am apucat și am scris lui Ion Ceban, i-am scris lui Dodon în privat, pe Facebook, și cum credeți? Și-a cerut el scuze public. Dodon ne-a zis că Andrei, dumneavoastră întreceți măsura și ne-a urat o zi bună. O zi bună! O zi bună! O zi bună, una rea, așa trece viața mea. Și atunci eu mi-am spus, vă cered noi ras că ok, clasa politică moldovenească are niște oameni descreierați care nu poți lega o vorbă, dar oamenii ăștia sunt număr limitat, nu-i așa? Dar uite că ne tot tabâla și săptămâna trecută, vineri, la final de săptămână, într-un interviu la În profunzime cu Lorena Bogza, Andrian Candu m-a convins că lucrurile stau altfel. S-a ajuns să reglementeze mult mai M-a convins Andrian Candu prin propriul său exemplu. Lorena l-a invitat pe Andrian Candu la În profuzime și primul subiect de discuție a fost problema suicidului în rândurile adolescenților, a copiilor, problema care cam a apărut la suprafață din cauza acestor așa zise jocuri ale morții, a paranoiei care pe noi ne-au învăluit pe online și nimeni bineînțeles că nu s-a apucat să ne limpezească apele în această problemă. Și prima întrebare a Lorenei Bogza era dacă autoritățile Republicii Moldova se gândesc să discute serios despre asta și dacă autoritățile Republicii Moldova se gândesc să facă ceva, că deocamdată nu avem decât o singură organizație neguvernamentală care trăiește din donații și este singura care se ocupă de această problemă. Și eu presupun, probabil, Lorena Bogza a încercat să scoată din Candu frază gen da, jocurile morții sunt periculoase, dar nu asta e de fapt rădăcina problemei, trebuie să vedem problema în ansamblu, trebuie să facem tot posibilul ca să prevenim sinuciderile în rândurile adolescenților și a copiilor. Dar nu, ne tutta băla, Candu era pe planeta lui și împinge catleta lui. E pe agenda Parlamentului deja un an de zile un subiect, care apropo când a apărut, a fost ridicat multe voci au apărut despre pericolul acelei legi, dacă vă aduceți aminte, portat denumirea Big Brother, care permite autorităților să urmărească inclusiv excesele de care le menționați și care acum a ajuns să fie reglementate de Federația Rusă. Am văzut discuțiile care sunt în Duma de Stat. Așadar, în momentul în care tu, eu, oamenii normali, sănătoși, teferi, la minte, zic ok, trebuie de instructat pedagogi, psihologi, trebuie să vorbim cu copiii, cu părinții cât mai des ca să putem să depistăm semnele unui copil aflat în dificultate emoțională. În momentul și la Candu ne-a zis despre o lege care de un an de zile stă pe raft, din cauza noastră, a criticilor. Această lege care vine să alimenteze paranoia, în capul celor de la MAI, de la SIS, pentru că așa e normal. Trebuie să rezolvi terorismul și prevenirea suicidului cu adoptarea unei singure legi. Maladeț, Andrian Candu! Dragii mei, iertați-mi emoțiile, dar eu nu înțeleg cât de chiorb, cât de îmbătat trebuie să fii de stabilist dețul din Partidul Democrat, încât să nu simți cum pe gură ți iese asemenea prostii. Ca să ajungi să folosești anumite site-uri, trebuie să te autentifici, trebuie să treci prin anumite proceduri de identificare, care dacă nu ești la vârsta de 18 ani majoratului sau dacă nu îndeplinești unei condiții, nu mai ajungi. Și există un anumit control din partea instituțiilor, da. Și lucrul ăsta trebuie să ne preocupe pe noi. Ați urmărit tutorialul gratuit cum să-ți faci un cont premium pe pornhub.com. Domnule Andrian Candu, eu am două sentimente opozante care mă învăluie tocmai. Primul sentiment e că dumneavoastră precis n-ați auzit mesajul pe care eu am, o spun și fix ca și Dodon, și-ați vă șereți iertare în public pentru declarațiile făcute la În profunzime. Și a doilea sentiment este o speranță că poate mesajul meu a să ajungă cumva, măcar la o ureche a acestei mari și albastre balene din politica moldovenească pe nume Partidul Democrat. Iar pe voi, dragii mei, eu vă îndemn să susțineți linia verde pentru prevenirea suicidului din Moldova. Noi cu voi trebuie să facem acum ce aici statul nici măcar nu are un plan să facă. Linia verde pentru prevenirea suicidului din Moldova, asta e o echipă de entuziaști condusă de Luba Ceban, specialistă în prevenirea suicidului, care acum în acest moment trăiesc cu mai puțin de $200 pe lună. Asta e unicul organism din Republica Moldova care se ocupă cu problemele de asemenea gen. Vă rog foarte mult să intrați pe linkul de mai jos și să contribuiți la munca unor oameni pe cât de importanți, pe atât de ignorați de către cei pe care noi îi numim aleșii poporului. Mulțumesc enorm că sunteți alături de mine, vă cuprind și vă doresc numai bine. Ciao.